Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. A început deșteptarea. O nouă zi, un nou camion blocat în pasajul Unirii din capitală. Adică n-a mai fost de câteva zile. N-a mai fost de câteva zile, așa suntem și noi răutăcioși. Și a fost și trafic manager. Pasajul Unirii, deci, a fost din nou blocat, ați văzut poate la știri. Un camion care a depășit limita de înălțime a rămas înțepenit în subteran pe la jumătatea pasajului. Și aici este nedumerirea mea. Eu face înțeleg. Burtă pasajul. Da. Dacă a trecut pe sub poarta aia de înălțime maximă de la intrare, cum s-a blocat înăuntru? Că la intrare este o poartă în care tot dau cu autocare, cu camion. Care am înțeles că e mai jos decât nivelul... Așa trebuie să fie logic, da. E la 3,50 m și după cum ne-a spus cel care a coordonat lucrările, pasajul a scăzut câțiva centimetri, adică 20 până la 3,70. Da. E pe la mijloc, s-a lăsat. Deci ăla cumva a reușit să se strecoare pe sub poartă cu camionul, probabil a desumflat roțile. A făcut-o pe aia veche. Nu, pentru că el s-a blocat în pasaj la jumate, la 150 de metri. Mai încolo venea, înțeleg, dinspre universitate, se ducea înspre Dimitrie Cantemir. Deci invers. Mă rog, contează. Bă, contează că toate celelalte erau blocate, mă rog, au rupt poarta din partea cealaltă, dinspre Budapesta. E, nu cont. Bun, înseamnă că poarta asta la altă, nefiind inaugurată cum trebuie, deci, e o fi mai serios. Sus din greșeală. Deci a trecut pe sub poarta respectivă, care e la limită, și după aia la jumătate hârș. S-a înfipt. S-a oprit, înțeleg că... Avea suspensie, da, variabilă și l-a prins lăsat la coborâre și pe urmă... A ridicat că era off-road. A ridicat garda la sol. Și s-a dat jos și a dezumflat cauciucurile, mă rog, până la urmă a dat cu spatele ca să iasă din pasaj. A, deci ai văzut că asta trupul cauciucurile la fugi la poartă, zic eu, de acolo n-au văzut cetățenii. S-a oprit, a dat și după aia ce a făcut? După ce a trecut de poartă, a umflat la loc. Da. Băi, ești are camion de la pricopsit. Numai să mă contrazici, bă, numai să mă contrazici. Deci trebuie să găsim o explicație, că lucrurile se întâmplă toate asta, cu un sens pe lumea asta. Pasajul ăsta, nici n-aș fi putut să cred că un pasaj din București ne va oferi atâta conținut în deșteptare. Și mai avem, primăria sectorului 4 s-a lăudat cu pasajul. A zis că, citez, are în momentul de față, la inaugurare, asta acum am descoperit-o, cel mai performant sistem de ventilație de ultimă generație conceput special pentru aerisirea pasajelor rutiere, precum arhicunoscutul tunel rutier Mont Blanc, ce leagă Franța de Italia. Deci cumva... Mă înțeleg? Deci noi se laudă că au sistemul de ventilație de Mont Blanc. Ca cu 70 de ani când s-au făcut tunelul ăla. Lasă-mă, asta ăla e un tunel de 11 km, mă, băiatul. E un tunel de 11... Da, are 800 de metri. De 11... Dar și ce înseamnă asta? Că au prevăzut că se vor bloca acolo și au zis bă, măcar sistemul de ventilație să fie bine. Să nu mai pus la punct. Nu funcționează, că dacă se înfundă camionul să face dop, nu mai are nicio ventilație, nu-ți dai seama, în pasaj. Deci 11 km comparat cu ce avem noi aici, aia sunt pe sub... trece, cum ar veni, pe sub 2400 de metri de stâncă. Pentru că trece oarecum pe sub nu știu ce vârf și sunt 2400 de metri altitudine. Avem și noi un pasaj. Deci la noi sunt două straturi de asfalt. Da, două straturi de asfalt și o placă de beton, practic, pe deasupra. Și un tavan fals. Plus tavan fals. Hai că se adună ceva. Ventilație ca sub Mont Blanc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.